Haideți ca împreună să deschidem Cuvântul Dumnezeu în seara aceasta din Eclesiastul, așa cum s-a spus. Textul de bază din seara aceasta este din Eclesiastul, capitolul 12, începând cu versetul 1. Dar adu-ți aminte de Făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei. Până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele și până nu se întorc norii îndată după vloie, până nu încep să tremure paznicii casei, mâinile și să se încovoie cele tare picioarele, până nu se opresc cei ce macină dinții, căci s-au împuținat, până nu se întunecă cei ce se uită pe fereastră ochii, până nu se închid cele două uși dinspre uliță buzele, când uitul morii slăbește pe scola ceripitul, unei păsări, glasul tuturor cântărețelor se aude înăbușit, te tem de orice înălțime și te sperii pe drum, până nu înflorește vidalul cu perii albi și de abia se tânăște lăcusta, până nu strec poftele, căci omul merge spre casa lui cea veșnică și boțitorii cu treieră ulițele, până nu se rupe funea de argint, până nu se sfarmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor și până nu se strică roata la fântână, până nu se întoarce țărâna în pământ, cum a fost și până nu se întoarce Duhul Dumnezeu care l-a dat. O deșertăciune a deșertăciunilor, zise Eclesiastul, totul este deșertăciune. Pe lângă că Eclesiastul a fost înțelept, că l-a mai învățat și știința pe popor, a cercetat adâncit și a întocmit un mare număr de zicători. Eclesiastul a căutat să afle cuvinte plăcute și să scrie tocmai cuvintele adevărului. Cuvintele înțelepților sunt ca niște bolduri și strânse la un loc sunt ca niște cuie bătute date de un singur stăpân. Încolo, fiule, ia învățătură din aceste lucruri. Dacă ai voi să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai mai isprăvi și multă învățătură obosește trupul. Să ascultăm, dar încheierea tuturor învățăturilor, teme-te de Dumnezeu, păzăște poruncile Lui, aceasta este dacă e oricurio. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Amin. Vă rog frumos să ocupați locurile. Dragii mei, sigur, așa cum se spunea, suntem mai puțini în țara aceasta, dar Domnul Iisus, știți cum își numea turma? Turma mică. Slăvit să fie Domnul. Cei care fac parte din turma lui Hristos sunt prezenți. Fiecare zi la casa Domnului, când este slujba. Cu siguranță Domnul Iisus Hristos a înălțat la cer. Dar cuvântul a rămas între noi să ne învețe, să ne călăuzească, să ne pregătească și în final să ajungem și noi acolo unde s-a dus El. Acest cuvânt și în seara aceasta să ne aducă o apropiere, neprihănire, să luăm decizii noi în viața noastră și în final să ne pocăim. Și zic la aceasta, Doamne, ajută-ne! Se poate oare viețui cum vrem noi pe pământul acesta? La bunul nostru plac și pe urmă să avem pretenția ca Dumnezeu să ne ducă în rai? Nu se poate, frații mei. Nu se poate. În momentul când noi ne-am întors la Dumnezeu, sigur atunci, înainte de a ne întoarce la Dumnezeu, vrăjmașul nu știu când i-avea treaba noastră și când s-a ocupat de noi, pentru că era la Lui. Dar în momentul când ne-am întors la Dumnezeu și a făcut un legământ cu Dumnezeu și cu Cerul, atunci a început lupta. Lupta între noi și El. Și aici, pe pământul acesta, este o luptă. Aici, să știți, aici nu este pace, aici e război. Pacea va fi atunci când va veni Domnul Iisus Hristos și ne ducă la El. Aici e război. Și Apostolul Pavel spunea lui Timotei, pe vremea când era tânăr Timotei, avea vârsta de 30 și 35 de ani și spunea lui Timotei, luptă-te, lupta cea bună a credinței. Este o luptă. Și Domnul Iisus Hristos ne spunea, cine va birui până la sfârșit?
Îi voi face multe lucruri, spunea la Apocalipsa. Va sta cu mine la masă, îmi va vedea fața. Îi voi face stăpâni peste neamuri. Nu va fi vătămat de a doua moarte. Voi face un stâlp în templul meu și multe alte lucruri. Dar cine va birui? Doamne, ajută-ne să biruim până la capăt în lupta aceasta din pământ. Testul din seara aceasta, dragii mei, așa cum se spunea și cântările au fost așa de frumoase, parcă, cum spunea fratele Iulian, nu-i nimic la voia întâmplării. Pentru că Duhul Sfânt pune noi aceste lucruri și ne dă gândurile acestea. Ce să cântăm, ce să spunem, dar toate lucrurile să se facă, cum spunea Pavel, spre zidirea sufletească. Și așa lucrează El de frumos. Solomon, în cartea aceasta, care a scris-o la bătrânețe, ajunge la o concluzie. Și chiar în finalul textului nostru, spune două versete minunate omul acesta, cu o învățătură deosebită primită de la Dumnezeu. Atunci, la tinerețe, a scris o carte, Cântarea Cântărilor. Când a ajuns mai matur, după un timp, a scris Cartea Înțelepților, Proverbele, și la bătrânețe a scris această carte. Și în urmă, nu știu ce a lăsat versetele acestea, chiar în urmă de tot. Și în seara aceasta, aceste cuvinte, vrea și nouă să ne spună ceva. Și ascultați ce spun, vreau să ne mai recitesc o dată. Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu, păzește poruncile Lui, aceasta este datoria oricărui om. Deci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Amin. Dragii mei, se pune și îmi pun o întrebare și poate și de voastră o puneți întrebările acestea, două întrebări, trei întrebări și vreau să le pun și eu. Credeți că Dumnezeu poate să mântuiască păcătoșii? Amin, slăviți să fie Domnul. Și a doua, știți care este? Vrea Dumnezeu să mântuiască. Sigur că vrea. El poate și El vrea să facă lucrul acesta. Și eu de multe ori m-am întrebat, atâta lume care nu este credincioasă și nu este pocăită și nu este mântuită și de ce nu face Dumnezeu? Plecam aseară de la rugăciune la 10:30 și mergând spre casă, pe drumul ăsta în jos, spre Grand Habitat, cum spune noi, aproape că nu puteam să circ, să merg în jos. Toată lumea urcau sus. Toți urcau sus. Și aproape că nu puteam să merg printre ei. Și mă și grăbeam. Și mă gândeam, Doamne, oamenii ăștia urcă în sus. Noi ar trebui să urcăm în sus. Dar ei urcă în sus spre alt loc. Dacă ar urca, unde ar trebui să urce spre muntele Sionului, m-aș întoarce și eu acolo. Și aș merge cu ei. Dar ei merg în altă parte. Și atâta lume merge spre ea, dragii mei. Și se pune întrebarea aceasta. Dacă Dumnezeu vrea să mântuiască și Dumnezeu poate să mântuiască, de ce nu o face? Și cuvântul și unul dintre cuvintele lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură este aici. Cuvânt de bază. Și ascultați ce spun. Ultima parte. Teme-te de Dumnezeu, păzește poruncile Lui, aceasta este datoria fiecărui om. Dragii mei, frate și surori, fiecare om de pe pământul acesta, nu a spus numai o parte de oameni, fiecare om, 6,5 miliarde cât sunt pe pământ, are datoria aceasta să se teamă de Dumnezeu și să păzească poruncile Lui. Asta e datoria oamenilor. Și oamenii nu vreau să-și îndeplinească datoria. De ce Dumnezeu nu-i mântuiește? Și care este datoria? Haideți să vedem tot din textul nostru. Câteva datoria a omului. Să le vedem în seara aceasta. Prima datorie care ne scoate textul acesta în evidență este în versetul 1. Și este chiar și titlul pasajului nostru și predicii din seara aceasta care s-a spus. Versetul 1 spune, dar adu-ți aminte de făcărătorul tău în tinerețe. Prima datorie. Prima datorie, dragul meu, frate și soră,
adu-ți aminte că ai un Făcător. Adu-ți aminte că ai un Dumnezeu. Adu-ți aminte că ai un Dumnezeu care te poate vindeca, te poate mântui. Adu-ți aminte, să ne aducem aminte că avem un Făcător. Atunci când ești tânăr, în tinerețe, spune Eclesiastul, în tinerețele tale, aleargă în lucrarea Domnului, ai putere. Nu ai durere, ești tânăr, poți să alergi în lucrarea Domnului. Dar adu-ți aminte că ai un Făcător. În seara aceasta trebuie să te aducem aminte fiecare din locul acesta, că cineva ne-a creat. Cineva ne-a dat viață nouă. Noi suntem copiii Domnului care, spunea Isaia, din obârșia noastră, de la naștere, de la naștere Dumnezeu ne-a luat în spate, ne-a luat pe palmele Lui, ne-a luat la pieptul Lui și ne duce până când ne duce El? Până la bătrânețele noastre, slăbit să fie numele Lui. Ăsta e Făcătorul nostru, ăsta e Dumnezeul nostru. Adu-ți aminte în aceasta, drag tânăr. Adu-ți aminte că ai un Făcător care te-a creat pe pământul acesta. Slujește-L din toată inima. Fă-ți datoria față de El. Cu siguranță, atunci când îmbătrânim, unii dintre noi parcă slăbim și ne slăbesc puterile și spune să mai facă alții, să facă cei tineri. La ce-s mai bun pe pământul acesta, că sunt bătrân? Și găsim un om în Sfânta Scriptură. Ascultați ce spune cuvântul. În 2 Samuel, în capitolul 19, vine aici un om care l-a hrănit pe împăratul David. Atunci când fugea de Absalom, i-a dat multă mâncare. I-a hrănit pe el pe popor și împăratul care l-a întâlnit a vrut să le ia la el la Ierusalim. Și a spus în versetul 33, vină cu mine și te voi hrăni la mine în Ierusalim. Și ce a spus omul acesta? Era bătrân. Era trecut de vârstă. La bătrâniețele lui și spunea, dar Barzilai a zis împăratului, câți ani voi mai trăi ca să mă sui cu împăratul la Ierusalim? Eu sunt astăzi în vârstă de 80 de ani. Pot eu să mai cunosc ce este bun și ce este rău? Poate robul tău să mai aibă un gust pentru ce mănâncă și bea? Pot eu să mai aud glasul cântăreților și cântărețelor? Iată, om în vârstă, care a spus, la ce să mai bun? La ce să mai vin eu la Ierusalim? Să te mai încurc pe tine acolo? Eu trebuie să trăiesc din lumea aceasta. Dar găsim un altul. Și ascultați ce spune în Iosua, capitolul 14. Și ce spunea omul acesta? Acum iată că Domnul m-a ținut în viață, cum a spus, 45 de ani de când vorbea Domnul astfel lui Moise, când umbla Israel prin pustie și acum iată că azi sunt în vârstă de 85 de ani. Și astăzi sunt tot așa de tare ca în ziua când m-a trimis Moise. Am tot atâta putere cât avem atunci. Fie pentru luptă, fie ca să merg în fruntea voastră. Iată. Asta e de om. Om care putea să meargă, putea să lupte și putea să meargă în fruntea poporului. Sigur, nu suntem toți la fel. Dar în ziua de astăzi vorbește cuvântul Dumnezeu pentru tine. În tinereța lor, atunci să-și aducă aminte că au un Făcător. Dragii mei, în plângerea lui Ieremia, în capitolul 3, cu versetul 27, spune că este bine pentru om să poarte un jug în tinereța lui. Cu siguranță acest jug nu este un lucru plăcut. Purtarea jugului nu este confortabil. Să spună cineva un jug. Știți fiecare ce este un jug? Poate copiii nu știu. Sau ăștia tineri. Sigur, este o ramă de un lemn care l-au pus pe glumazul animalelor, pe capul lor. Și trebuia să tragă ceva după ei. Fie un plug, fie un car. Fie o greutate, trebuia să tragă. Și jugul acela erau pus pe glumazul lor. Și cuvântul spune că este bine din tinereță să fie pus jugul acesta. Pentru că, sigur, atunci când omul care avea acea animale era foarte bine să le învețe când erau tinere. Dacă nu le învăța când era tine, aveai probleme cu el. Nu mai treceau, nu le învăța. De ce ne spune cuvântul că este bine din tinereță? Acest jug să fie pus pe glumazul lor, să înceapă slujba, să se implice lucrarea Domnului din tinereță.
Și ziua aceasta Dumnezeu să binecuvintează toți tinerii bisericii noastre să facă lucrul acesta. Și Dumnezeu să-i întărească. Dragii mei, dacă nu veți și nu vă place jugul lui Hristos, mai este și un alt jug. Este jugul lumii acesteia. Și va fi pus jugul acesta pe cumază vostru. Să știți că vrăjmașul nu doarme. Vrăjmașul este foarte șiret și umblă să vă distrugă, umblă să vă omoare. Și dacă voi nu stați lângă Dumnezeu, nu stați lângă Hristos, cu siguranță vă distruge. Am citit undeva căci eschimoșii, vânătorii de lupi, aveau un procedeu foarte interesant de a vâna lupii. Și spuneau ei, luau un cuțit foarte bine ascuțit, ca o lamă la ascuțea. Și punea pe lamă aceea, pe ascuțișul cuțitului, punea sânge de foc. Și îl îngheța și repeta de două, trei ori, până se îngroșa acea lamă. Și seara îl plânta în viață. Și vinea lupul peste noapte și mirosea acel sânge și începea să-l lingă, acel cuțit. Și când vedea cu limba caldă se topea. Se topea cuțitul, se topea acea gheață și ajungea cu limba la cuțit și începea să-și lingă chiar sângele lui. Chiar sângele lui era cald, era dulce, dar el nu știa că ea lui. Până când cădea jos și murea, așa face vrăjmașul, dragii mei. Vă pune în față toate problemele, toate frumusețile în lumea acestea, fie în vitrină, fie pe stradă. Nu te poți uita pe stradă acolo la tine, cum umblă, cum se îmbracă. Vine cu în față, să faceți și voi la fel. Dar să știți că e șiret. E șiret, vrea să vă distrugă. De aceea, aduceți-vă aminte, în primul rând, dragii mei, că aveți un făcător, ascultați de făcătorul acesta. Faceți datoria, faceți-vă datoria în fiecare zi față de Dumnezeu, pentru că El v-a creat. A Lui sunteți. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dragii mei, al doilea lucru care le vedem în textul nostru, a doua datorie, dacă vreau să spun așa, a doua datorie este în versetul 13. A doua datorie o găsim începând de la versetul 2 până la versetul 7. Adu-ți aminte că ești trecător. Se cânta și cântarea în săracea asta. Așa de frumos. Aduceți-vă aminte că sunteți trecători. Viața aceasta trece. Noi mergem spre procesul acesta a îmbătrânirii, a degradării. Drumul nostru se duce spre moarte. Așa spune cuvântul acesta. Din versetul 2 până la 7. Până când Dumnezeu ia Duhul care ne-l-a dat, îl ia înapoi. Mâinile noastre, spune, începe cu mâinile. Încep să tremure. Apostolul Pavel spunea, ridicați-vă mâini curate spre cerul. Fără mânie și fără îndoială, în orice loc. Să ridică mâinile, picioarele. Picioarele ne spune în Isaia 52:7, ce frumoase sunt de mulți picioarele celui ce aduce pacea. Sau ce aduce mântuirea. Ce frumoase sunt picioarele când merge la slujbă, când merge în slujba Domnului și face o slujbă pentru Hristos, pentru Dumnezeu. Picioarele lui strălucesc ca pe mulți. Și continuă omul acesta și spune dinții și ochii. Și Domnul Iisus Hristos spunea unui micel din Laodicea, spunea, vă sfătuiesc să cumpărați de la mine. Ce să cumpărați de la mine? Aur curățit prin foc să vă îmbogățiți. Cumpărați de la mine haine alte să vă îmbrăcați cu ele. Și continuă și spune, doctorie pentru ochi, să-ți ungi ochii ca să vezi dezrușit. Iată, frații mei, și Apostolul Petru ne spune să unim lucru, mai multe lucruri, ne spune el, să le aducem la o înălțime care nu îi place. Și spune, uniți cu credința fapta, cu fapta credincioșia, cu niște răbdarea, iubirea de frați, iubirea de oameni. Și spunea și continuu, dacă veți avea aceste lucruri, nu veți fi nici leneși, nici nerobitor. Dar continuă și spune, dar dacă nu, cum sunteți? Ori și v-ați cu ochii întinși. Și ați uitat că ați fost curățeți de vechile păcate. Haideți la Hristos, cumpărați de la El. Cumpărați de la El, cât se mai poate. Cât se mai poate. Ochii noștri, încă mai văd. Sigur, va veni vremea când veți lua și voi ochelare ca și noi.
Va veni vremea când veți fi șchiop, vă doar o mână, vă doar o picior. Va veni vremea, dar tinerețe, faceți voia lui Dumnezeu. Eram în țară și a venit la mine acasă un verișor de-al meu care se ocupă cu centrala termică și se-mi pune un termostat și se uita la el și m-a schis așa de mic și mă uitam fără ochelari. Are 60 de ani, zic, dar cum se poate? Ce? Fără ochelari și da. Și mi-a făcut operație la Cluj și mi-am pus pe lentilă, nu știu ce și-a pus. Și îi spunea el prin geantele, spunea, acum văd foarte bine, văd așa de bine, spunea, și pe cei care nu i-au văzut bine, acum îi văd foarte bine. O, slăviți să fie Domnul, haideți să ne cumpărăm lentile de astea, fraților. Haideți să ne strângem bani, mergem la Cluj, facem operații. Pe cine nu i-au văzut bine, se vede foarte bine. Asta sunt lentile bune pentru noi. Dragii mei, al treilea lucru care ne spune cuvântul în seara aceasta și a treia datorie este teme-te de Dumnezeu. Versetul 13. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu. Frică. Frică de Dumnezeu. Dar frică. Să știți că în dragoste nu este frică. Nu orice frică. Haideți să citim o verset din 1 Ioan, capitolul 4, versetul 18. Frica de Domnul înseamnă respect, înseamnă cinste, înseamnă credință, înseamnă sfințenie, înseamnă evlavie, înseamnă desăvârșire. Frica de Domnul. Asta înseamnă frica de Domnul. Să citim cuvântul. 1 Ioan 4, 18. Dragii mei, pentru că ești trecător, în dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită îi zvrunește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa. Și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. În dragoste nu este frică. Și cuvântul ne spune în aceasta, teme-te de Dumnezeu. Și Psalmul 56, versetul 3 spune, ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine. Eu mă încred în tine, de câte ori mă tem de Dumnezeu, eu mă încred în Dumnezeu. Și versetul 11, mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Slăviți să fie Domnul. Slăviți să fie Domnul, frate. Amin. Dragii mei, Evanghelia după Luca îi spune acolo, capitolul 18, că era un judecător care spunea că Dumnezeu nu se temea. Și de oameni nu se rușina. Dar totuși, până la urmă, a făcut dreptate și omul acesta. Chiar dacă nu se temea de Dumnezeu, a făcut dreptate. Și în Luca, capitolul 23, îi spune că un tâlhar, unul dintre tâlhari, când a auzit pe celălalt cum vorbește despre Mântuitorul, despre Iisus Hristos, știți ce a spus el? Nu te tem de Dumnezeu. Asta să fie și vorba noastră. Așa să ne spunem și noi oamenilor. Nu te tem tu de Dumnezeu. Ai un făcător, ai un creator. Și tu mergi spre moarte. Viața se duce așa de repede. Nu te tem tu de Dumnezeu. Doamne ajută-ne să ne temem de Dumnezeu. Fiecare zi să facem voia Lui. Al patrulea lucru. Pe versetul 13 spune și păzește poruncile Lui. Păzește poruncile Lui. Ce să păzești? Tot Eclesiastul ne spune, capitolul 5, versetul 1. Primul lucru care trebuie să-l păzim. Ascultați-mi, dragii mei, frați. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. O, ce obișnuit suntem cu casa lui Dumnezeu. Cum ne păzim noi piciorul când intrăm în locul acesta? Știți, pe voastră, unde intrăm? Știți, pe voastră, în fața cui ne închinăm aici? Păzește-ți piciorul. Primul lucru care trebuie să-l facem, când intri în casa lui Dumnezeu, aici se coboară Dumnezeu. Aici este Duhul Sfânt. Păzește-ți piciorul, dragul meu frate. Dragul meu tânăr, să fii foarte atent cum vii în casa lui Dumnezeu. Nu te juca. Nu te juca cu Dumnezeu. El este făcătorul tău. Teme-te de El, dar păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. A venit un tânăr la Domnul Iisus Hristos și l-a întrebat ce vine să fac ca să am viață veșnică. Și și-a spus, păzește poruncile. Și omul acesta a spus, le-am păzit din tinerețea mea. Și a continuat Domnul Iisus și a spus, dacă vrei să fii desăvârșit, îți mai trebuie un lucru. Oare câte lucruri ne mai trebuie nouă ca să ajungem la desăvârșire? Câte lucruri ne mai trebuie ca să ajungem să fim desăvârșiți ca
omul acela. Și totuși omul acela a plecat din fața Domnului Iisus Hristos și a pierdut mântuirea. Pentru că inima lui era legată de o bogăție. Iar în Marcu, capitolul 12, unul din cătura la Domnului Iisus Hristos. Și pentru că a văzut că a răspuns bine saducheilor, i-a pus o întrebare și a zis, care este cea din tâi poruncă? Și ce scrie acolo? Și a spus Domnul Iisus Hristos, ascultă, Israel. Ascultă, Israel. Lucrul care trebuie să-l facem și să-l păzim este să ascultă Dumnezeu. Și zic la aceasta, Dumnezeu să ne întărească și Dumnezeu să ne ajute. Ascultarea face mai mult decât jertfele. Știm că Samuel i-a spus lui Saul lucrul acesta. Și ultimul lucru care vreau să spun, pentru că timpul s-a dus să mă duc prin încheiere, este versetul 14. Și vreau să-l citesc. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Există o judecată. Dumnezeu este dragoste, dar în același timp este un foc mistuitor. În Apocalipsa, în capitolul 3, versetul 19, și spunea Domnul Iisus Hristos că e un monstru și pedepsesc pe cine? Pe cine iubește? Dacă Domnul Iisus Hristos ne iubește, El ne mustră, El ne pedepsește și prin mustrare și pedeapsă noi, El ne îndreaptă pe calea cea bună. Pentru că dacă nu ne-ar mustra, dacă i-ar tot iubi, atunci am luat o razna, să știți. Dacă ați vedea o mamă că își mântuie copilul pe cap și l-ar ținea în brațe și l-ar săruta așa de mult, ar spune ce mamă iubitoare, își iubește așa de mult copilul ei. Dar dacă în următoarea zi aș trece de acolo și aș vedea pe acea mamă cu o botă în mână și i-ar da, i-ar da, pe piele, l-ar bate, ce-ar spune? O, că nu-și iubește copilul. Nu. Dumnezeu ne iubește. Dragii mei, de aceea îngăduie peste noi probleme, de aceea îngăduie să fim într-un spital. Pentru că acolo, în spital, primul lucru care îl face omul, știi care îl face? Cere o Biblie. Cere o Biblie. Acolo citește, acolo se roagă și de aceea Dumnezeu îngăduie ca să ajungă într-un spital. Dragii mei, în Amos, în capitolul 5, acolo se punea o întrebare și spunea, vai, versetul 19, vai de cei ce doresc ziua Domnului! Ce așteptați voi de la ziua Domnului? Ea va fi întuneric și nu lumină. Spuneau Dumnezeu, ce așteptați voi? Pentru că va fi o judecată. Va fi un sfârșit. Va fi o judecată, frații mei. Și continuă și spune o pildă acolo, omul Dumnezeu Amos. Spune o pildă că, și continuă și zice, veți fi ca un om. Veți fi ca un om care a fugit de un leu. Și omul acesta fuge și aleargă, și aleargă și scapă de leul acela. Și în momentul când a scăpat de leul acela, dă o nunț de el. Altă frică. Altă fugă. Și fuge și de urs, și aleargă și ajunge acasă. Și în momentul când a ajuns acasă, să se odihnească, se gândește la trecutul lui, din ce a trecut el, cum a alergat el și cum a scăpat el, și de leul și de urs. Și se odihnește și tragea el în piept. Pune mâna peste ce se întâmplă în urșul ăsta. Dragii mei, nimeni nu m-a scăpat de judecata lui Dumnezeu. Oricât ai alergat, oricât ai învățat, nu vom scăpa de judecata lui Dumnezeu. Fie pentru viață, fie pentru moarte. De aceea zic, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Frații mei, dragi tineri, în ziua de astăzi, dacă vreți să ascultați de Dumnezeu, dacă vreți să faceți voia lui Dumnezeu, veți fi oameni care Dumnezeu vă va duce până la cruchet, așa spunea Isaia. Și când oamenii aceștia din lume vă vor întreba cine este Hristos, cine este Dumnezeu, ucenicii erau pe mare și vrea să tragă în ținutul gadarenilor și s-a întâmplat o furtună, a venit o furtună mare peste barca lor. Și Domnul Iisus durmea și ei s-au dus la Domnul Iisus și a spus, Învățătorule, nu-ți pasă că perim? Nu-ți pasă că murim, ba da! S-a ridicat Domnul Iisus Hristos cu glasul lui Dumnezeu și a spus, taci fără gură! Și marea s-a liniștit. Dar știți ce s-a întâmplat în continuare? Și-a pus o întrebare oamenii de aceștia. Și întrebarea a fost în felul următor. Dar cine este acesta? Dacă te întreabă oamenii din lume, cine este acesta? Ce-i răspuns? Ce-i spui la omul din lume tine? Ce-i spui la rade pe stradă? Cine este acesta? Spune că El este Domn. Slăvit să fie El. Spune că El este stăpân. Spune că El este Domn și peste mare.
tine. El este Domn și peste viața ta. El este Domn peste familia ta. El este Domn peste pâinea ta, peste apa ta, peste biserica noastră. El este Stăpân și Domn peste tot universul. Slăviți și binecuvântați să fie Domnul de acum și până în vecii vecilor. Amin.